Bună ziua, domnilor și domnilor! Am pregătit cordonul nostru bleu rapid pe buget redus. O să-i fac mai târziu o garnitură, cartofi prăjiți sau pireu. Și m-am gândit să pregătesc și o salată de castraveți ardelenească. De ce ardelenească? Pentru că noi o facem un pic dulce acrișoară. Nu facem dresuri sofisticate cu maioneză, muștar și tot felul de condimente, dar salata noastră este foarte gustoasă și parfumată. Castraveți, ceapă roșie, ceapă roșie și nu albă, pentru că este o ceapă care nu are acel miros puternic și nici aciditatea și amăreala cepei albe, este mai bună. Zahăr o să folosim o lingură, o lingură de oțet, 100 de grame de apă. Vom folosi sare și piper și normal în sezon aș pune mărar verde. Dar pentru că nu este, o să folosesc câteva semințe de mărar uscat. O să pun peste castraveți ceapa roșie. O să adaug sarea, piperul și o să le amestec un pic până voi pregăti dressingul să se pătrundă aromele. O să adaug și câteva semințe de mărar uscat. Ar fi fost excelent să fie și mărar proaspăt, dar pentru că nu suntem în sezon, nu e nicio problemă. Sunt foarte aromate și așa. Dressingul se prepară din 100 de mililitri de apă, la care adăugăm o lingură de zahăr. Dacă nu vă place prea dulceac, puneți mai puțin, adăugați oțet mai mult, în funcție de cum vă place, dar tocmai zahărul acesta îi conferă o dulceață nu accentuată, dar plăcută, dulce acrișoară. Ați mâncat odată murături bulgărești? Ei, cam acolo suntem. Dressingul este gata. O să-l adaug peste salată. Și înainte de a servi salata, măcar 10 minute să stea în acest dressing să se întrepătrundă toate aromele. Vreau să spun că a venit o prietenă în orașul nostru, avea o problemă de rezolvat. Și pentru că era ora mesei, am invitat-o să luăm masa la un restaurant. Când a intrat, m-a întrebat, Doamne, dar ce miroase aici așa frumos? Că i-am explicat, salata de castraveți ardelenească, nu se poate, trebuie să gust și eu. Și credeți-mă, a dat-o pe spate. Combinația asta este extraordinar de plăcută și de aromată și o să vă împarfumeze casa. Deci cordonul bleu este gata, salata este gata, când vii musafiri o să-i întrebi ce preferă, cartofi prăjiți sau pireu de cartofi. Să aveți o zi bună, doamnelor și domnilor!